Bună ziua, bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Focus. Iată, din fericire pentru unii și din păcate pentru alții, poate am scăpat de această campanie electorală, am scăpat și de alegerile parlamentare. Au fost multe dezbateri pro-contra organizării acestor alegeri în primul rând, dar iată că ele au avut loc. Avem așadar o nouă formulă a Parlamentului României pentru următorii 4 ani. Asta dacă toate vor rămâne așa cum au pornit în acest an. Asistăm în aceste zile la negocieri care se duc, iată, între toate partidele politice, se duc negocieri cu președintele acestei țări. Va trebui să vedem cine va fi următorul premier al României, dar despre cum se desfășoară lucrurile, cum a fost și această campanie electorală și așa în general cum a fost acest an, o să discutăm astăzi cu invitatul meu, domnul Vasilică Potecă, senator PNL ales. Bună ziua, mulțumesc că sunteți alături de noi. Mulțumesc pentru invitație, vreau să-i salut pe cei care ne urmăresc, vreau să le mulțumesc în primul rând pentru celor care au participat la votul din 6 decembrie, vreau să le mulțumesc și celor care nu au participat. Am trăit într-o perioadă controversată, ca orice perioadă controversată a produs destul de multe fenomene care nu au fost chiar în mare regulă. Rata aceasta scăzută de participare nu a fost dătătoare din ultimii 30 de ani, potrivit datelor statistice. Dătătoare de speranță. Legitimitatea noastră a celor care au fost aleși este oarecum... Practic puțin peste 30% dintre cei cu drept de vot au ieșit să-și exercite acest drept în data de 6 decembrie, ceea ce este foarte puțin. Foarte puțin și nu este încurajator pentru viitor și aceasta este marea responsabilitate și marea întrebare la care va trebui clasa politică să răspundă în următorii 4 ani. Practic, după data de 6 decembrie, nici nu am văzut așa candidați care să se bucure să, așa atât de mult, parcă ca în alți ani sau ca la alte tururi de scrutin. Poate și din această cauză pe care o spuneți dumneavoastră, că numărul celor care au votat, care i-au votat, este unul destul de mic și astfel reprezentativitatea nu este atât de mare. Cred că este o bucurie reținută din partea tuturor, și celor care au câștigat și celor care au pierdut. Nu au avut marea satisfacție pentru că și campania electorală în sine n-a fost o mare campanie electorală. Faptul că n-ai putut să te întâlnești în mod direct cu alegătorii sau prea puțin în această perioadă, nu ai putut să transmiți toate mesajele care ți-ai fi dorit să le transmiți, face ca această campanie aceste alegeri să aibă un pic de umbră, să zic, pentru viitor. De aceea spun că ceea ce am încercat în această campanie a fost să transmitem niște idei. Ea a fost foarte mult poluată de foarte multe idei de ordinea zilei și mult mai puțin de idei legate de viitor. Credeți că s-a tot discutat și se discută în ultimii ani despre această lehamite a oamenilor în ceea ce privește clasa politică, în ceea ce privește promisiunile oamenilor politici atunci când, iată, ne aflăm într-o campanie electorală. Venim cu promisiuni că, nu știu, asfaltăm drumuri, că mărim pensii, că mărim salarii, că toate sunt pe pozitiv, toate lucrurile sunt numai cu lapte și miere. Credeți că și din această cauză oamenii, nu știu, sunt mai reticenți, poate? Din punct de vedere al realizărilor și din punct de vedere al modului la care transmite mesajele despre campanii și despre, lucrurile sunt foarte încurcate. Adică, observa foarte bine cineva, este că în perioada alegerilor locale am vorbit mai mult despre lucruri de administrație care țineau de reglementare, iar în campania de generale am vorbit foarte mult despre realizarea unor tipuri de lucrări, de alte chestiuni care țineau de alte zone ale administrației publice locale și centrale.
Nu am reușit în această campanie și nici nu am auzit foarte clar niște mesaje foarte ferme despre ce își dorește parlamentarul român sau ce, care este obiectivul lui din punct de vedere al activității care urmează. Toți au promis că vom aduce fondurile europene, toți au promis că vom da pensii, că vom da salarii, că și vom face toate celelalte... fonduri europene, așa ca o paranteză, ele oricum vin. Trebuie ca și primarii, președinții de Consiliul Județean și mai știu cine este implicat în, sau are această putere de a scrie și de a implementa proiecte europene, banii ăștia vin. Până la urmă, despre e adevărat, dar niciodată n-am atacat în mod direct, cauza pentru care noi nu am reușit să atragem fondurile europene în acești ani. Toate cei care au fost la putere mereu s-au oferit să spună de ce n-am reușit să avem o soluție viabilă în domeniul ăsta. Cei care urmau să meargă nu conturaseră o soluție de deblocare a acestei situații. De aceea spun că dacă discutăm de fondurile europene, trebuie să spunem că suntem la sfârșitul exercițiului 2014-2020. Urmează așa celebrul N plus 3, adică noi în ultimii 3 ani trebuie să salvăm aia 6 ani în care n-am făcut aproape mai nimic, urmând ca în perioada asta să începem cel de-al doilea exercițiu financiar, celălalt exercițiu financiar al Uniunii Europene în 2021-2028. De ce ar trebui să credem că în următorul exercițiu financiar, dacă în acest exercițiu financiar, dacă este să ne raportăm și la județul Hunedoara, care nu este unul campion în atragerea fondurilor europene, sunt într-adevăr câteva comunități, câteva administrații publice locale care au reușit din fericire să scrie, să implementeze, să și beneficieze de aceste fonduri europene. Și asta vreau să întreb, de ce credeți că în următorul exercițiu financiar vom fi mai nu știu, mai porniți pe în primul rând este vorba de experiență. Trebuie să spunem că am trecut două cicluri, 2007-2014, 2014-2020, în care din punct de vedere al societății și al actului guvernamental, cred că ne-am maturizat. Adică acum știm cu precizie foarte mare unde avem, unde au fost problemele și ce probleme avem. Avem o problemă de administrație și este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Mai este un lucru care cred că acum am ajuns să ne maturizăm și să credem că vom deveni mai performanți. Este până la urmă vorba de această pandemie. Trebuie să înțelegem că scăderile în economie și scăderile care le-am avut în anul care se va sfârși peste câteva săptămâni, aceste scăderi face ca noi să avem o lipsă de resurse în buget, iar singurele resurse certe și credibile la această oră sunt cele legate de fondurile europene. De aceea, sunt două tipuri de acțiuni. Unul care vizează această zonă parlamentară în care mergem noi, în care va trebui să mergem la simplificarea legii și la simplificarea legislației în așa fel încât să fluidizăm traseul și asta, sigur, acest lucru se va face. Iar al doilea fenomen este ca, din punct de vedere al administrației pure, este să reușim să găsim oamenii cu adevărat care își doresc să atragă aceste fonduri europene și care să fie interesați în acest fenomen. Pentru că am observat că ani de zile am încercat cu un soi de colectivism de ăsta să atragem fonduri europene, dar de fapt am observat că singura zonă în care s-au atras a fost interesul celor care urmau să beneficieze de ele. Este vorba de atât de cei care lucrează cu ele efective, cât și cei și de beneficiari. Dacă nu reușim să îmbinăm și aceste două zone, nu vom reuși să fluidizăm. Dar vă spun încă o dată, noi avem o mare problemă. Anul 2021 va aduce destul de multe probleme, iar dacă nu accentuăm atragerea fondurilor europene, vom avea mari probleme la nivelul atât social vorbind, este vorba de șomaj și este vorba despre, să zicem, pe urmă, de angajări. Astea vom avea o mare problemă, cât și din punct de vedere al finanțării statului, adică pensii, salarii și toate celelalte. Deci, ne așteaptă un an greu. Depinde cum se va repune totul pe viitoare. Ne așteaptă un an greu. Nu știm când se va termina, în primul rând, această pandemie. Și atunci... Această pandemie, după cum observați, toată lumea a fost foarte entuziaștă, am zis că a venit vaccinul.
Observăm că au început discuțiile odată când va veni, va ajunge în România efectiv, cine va dori să se vaccineze, cum va decurge vaccinarea, care sunt primele categorii sociale care vor fi vaccinate și toate celelalte. Deci anul 2021 va fi tot un an încurcat, va fi un an încurcat și din punct de vedere al acestei pandemii, legat de o situație economică destul de complicată, pentru că prima mare sarcină a noilor parlamentari va fi elaborarea acestui buget. Acest buget este esențial la modul la care noi vom pune bazele următorilor 3-4 ani în România. Nu putem să spunem la această oră care sunt cifrele și sumele pe care le vom include în buget în așa fel încât să acoperim toate categoriile de cheltuieli. Trebuie să vă spun că anul ăsta a mers cu un deficit de aproape 9%. La anul Comisia Europeană nu va mai lăsa să mergem cu un deficit mai mare de 6%. Este o mare parte dintre taxele și impozitele au fost amânate sau sunt în curs de amânare, pentru că dacă n-am lucrat anul ăsta, n-am avut nici de unde plăti și nici nu avem cu ce plăti. Deci sunt foarte, foarte multe lucruri. Din punct de vedere al intern, al taxelor și impozitelor, ceea ce constituie baza statului pe intern, stăm cum stăm. La fondurile europene, deocamdată, tot vorbim, dar n-am pornit aproape nimic în direcția de rezolvare a marilor lucrări pe care noi ne le-am stabilit pe acest exercițiu 2014-2020. Și să nu uităm că și dacă veți porni motoarele așa și le veți tura la maximum, și aceste proiecte nu se vor putea realiza peste noapte. Adică nu în 2021 veți realiza, veți scrie aceste proiecte asta este și problema. Într-un an problema este, problema este că problema este să aducem cât mai mulți bani din sursa externă, care sunt banii europeni. Adică finanțarea statului, finanțarea noastră și toate cealaltă depinde de lucrările pe care le efectuăm și de banii pe care reușim să-i aducem în România în anul următor, în vederea finanțării cheltuielilor statului. Pentru că trebuie să vă spun că toată această perioadă de pandemie a fost o perioadă și a amânărilor. Este problema pensiilor, a alocațiilor și toate celelalte care... Partea aceasta socială. Asistența socială va trebui să spunem ce se întâmplă cu ea în anul 2021. Sunt creșterile la profesorilor, salariilor profesorilor, au parte unor categorii din funcționarii publici. Deci sunt foarte multe cheltuieli care au fost amânate, n-au fost rezolvate și n-au fost discutate. De aceea trebuie cât mai repede un guvern legitim, un guvern care să fie dublat de un parlament, de o susținere parlamentară, pentru clarificarea acestor situații în viitor. Și iată că ajungem așa încet, încet și la acest tablou la nivel național. Avem un premier demisionar, nu mă refer aici la domnul Ludovic Orban, a demisionat imediat după aflarea rezultatelor acestor alegeri. Acum ne aflăm în fața unor negocieri care sunt destul de... sau probabil că în fiecare an, deci la fiecare alegeri se poartă astfel de negocieri. Acum, cu atât mai mult cu cât am avut parte și de câteva surprize pe scena politică, dacă este să ne referim la faptul că, iată, PSD practic a obținut scorul cel mai mare la nivel național, urmat de PNL, AUR-USR. A fost o surpriză, poate... chiar și pentru dumneavoastră personal, dar și din punct de vedere politic, acest nou partid care a obținut un scor destul de mare. Probabil ne-a așteptat și pentru ei. Deocamdată nimeni nu știe cum va evolua acest AUR și nici nu știe de fapt că nu poți defini ce doctrinare, că are o doctrină conservatoare naționalistă. Deocamdată lucrurile sunt la nivelul percepției. Nimeni nu s-a plecat foarte serios asupra studiului acestui partid, cine sunt oamenii, care e doctrina, ce direcție se îndreaptă. Au fost aleși, nu asta este problema. Problema este că din punct de evaluare a evaluării politice la această oră, este foarte greu să spui
cine cu cine, dacă te poți alia, sunt niște unele discursuri sunt violente, altele sunt antisistem. Deci nu poți să-ți dai seama la această oră care este direcția pe care o va urma AURU. Este înființat de un an, nu are structuri teritoriale, nu, deocamdată este foarte, foarte greu să apreciezi viitoarea evoluție a acestui partid. Poate și din dorința și a oamenilor de a avea o altă alternativă, sau poate că au fost neglijate aceste lucruri, naționalismul poate a fost neglijat de către marile partide politice și atunci s-au îndreptat înspre această formațiune politică? Este problema. Problema apariției unor asemenea formațiuni este clar, ține de o necesitate internă. Există un anumit număr de oameni care au o anumită idee națională, una dusă chiar spre, mai spre extreme și toate celelalte. Aduceți-vă aminte că de-a lungul timpului în România au mai fost partide care au promovat fel de fel de unele pe parte economică, altele pe parte națională. Corect. Și dezvoltarea lor a fost mereu dusă până la un moment dat, după care au dispărut de pe scena politică. Problema regăsirii într-un asemenea tip de politică era foarte clară, mai ales pe această perioadă a pandemiei și a multor lucruri care s-au întâmplat în ultima perioadă. Faptul că spunem că nu purtăm mască, că virusul, că vaccinul ucide, că toate celelalte lucruri, găsim un anumit număr de oameni care vor crede mereu asemenea lucruri și vor vota o asemenea formațiuni politice. Până la urmă, din punct de vedere al scenei politice, sunt ales, sunt legal, sunt în Parlamentul României, dețin o cotă între 8-9%, va trebui să discutăm și va trebui să negociem, va trebui să ne înțelegem cu privire la foarte multe teme împreună toți cei din Parlament pe anumite teme. Pe anumite teme sigur că nu ne vom înțelege, fiecare își urmărește partea de doctrină. Este foarte clar că se va crea o coaliție, este foarte clar că acea coaliție va fi majoritară și va spune în ce direcție va merge România în următoarea perioadă. Noi ne speriem foarte tare de aceste negocieri, că am observat pe toată lumea. Nu trebuie să ne speriem de aceste negocieri, ele sunt firești. Dacă s-ar fi înțeles din prima secundă, ar fi fost mai grav, pentru simplu motiv că înseamnă că în timpul campaniei electorale am fi fost toți pe o mână. Nu este adevărat. Fiecare am avut culoarul nostru, doctrinele noastre, punctele noastre de vedere, iar acum ele trebuie armonizate și trebuie găsite soluția de mijloc. Iar o soluție de mijloc în acest moment nu putem să o găsim decât prin niște negocieri. Este democratic și este politic să negociezi, mai ales când este vorba despre viitorul guvern al României, despre o viitoare majoritate care va conduce România în perioada următoare. Se așteaptă oarecum că această viitoare majoritate care urmează să conducă, iată și Parlamentul României, România până la urmă, da, să fie formată din PNL, USR, UDMR. Aceasta ar fi fost, să zicem, o primă idee. Din punct de vedere al discuțiilor, dacă stăm și ne uităm, această soluție este aleasă și datorită vocației acestor partide. Trebuie să vă spun că PNL-ul și împreună cu UDMR-ul sunt în Partidul Popular European, fac parte din aceeași familie politică și în mod normal trebuie deci să... Deci este o siguranță, să spunem, în ceea ce privește coaliția, că merge împreună cele două. Nu este nicio siguranță niciodată. Deci atâta vreme cât se negociază, mai ales în politică. Nu poate spune nimeni astăzi că mergi cu UDMR-ul, cu USR-ul. Dar potrivit declarațiilor și la nivel județean și la nivel național, trebuie să vă spun că suntem în aceeași familie politică, deci ar trebui să mergem. În ceea ce privește USR-ul, unde sunt cele mai mari dispute până la urmă, care merg pe curent politic, ei sunt o altă familie europeană, dar sunt apropiați oarecum de centru dreapta și sunt apropiați de Partidul Popular European, că vorbim aici și aici suntem apropiați practic doctrinar și oarecum de, să zic, de USR.
E adevărat că acum, după ultimele declarații, nu mai știu cine de cine mai este apropiat și cu cine mai evoluează și cum mai evoluează, dar până la urmă ne găsim totuși practic de aceeași parte a baricadei, cel puțin în ceea ce privește lupta politică. Cum va evolua discuția? O să vedem în săptămâna care urmează. Este și rolul președintelui, pentru că președintele mereu și-a dorit la conducerea țării o formațiune care să răspundă programului cu care a fost în campania electorală la alegerea președintelui. Lucrul ăsta este foarte clar că se conturează pe această parte dreaptă și sper că până la urmă acest guvern va fi un guvern de dreapta, va fi un guvern care să pună în practică toate aceste proiecte, pentru că e vorba până la urmă de marile mize, legea sănătății, învățământului, cei doi piloni care cred că ar trebui să fie fundamentul următorilor ani și plus această parte economică, pentru că de rezolvarea acestei părți economice va depinde foarte mult liniștea românilor următorii ani. Asistăm oarecum la această formare, cum spuneați mai devreme, a unei puteri de dreapta, a PNL, USR, UDMR, probabil. Da, da. Dar în același timp sunt și oameni care se gândesc că ar putea exista și, sau nu știu, am putea asista la o renaștere a USL, PSD și PNL. Putem vorbi despre un astfel de scenariu acum? În mod categoric nu, la acest moment nu putem asista și cred că și din punct de vedere al Partidului Național Liberal sau Partidul Social Democrat, o simplă emitere a acestei idei de revenire la o asemenea soluție ar duce practic, spun așa, la mari probleme, ca să nu zic enorme probleme de imagine. Pentru că soluția 2012-2016, din punct de vedere general, s-a dovedit o soluție proastă, pentru că n-a rezolvat nimic în cei 4 ani. S-a terminat în 2015 prin colectiv și cu o guvernare de ultimul an în care s-au șmecherit spectrul politic și PSD-ul a câștigat atunci printr-o mare găselniță. Și atunci, și din punct de vedere al interiorului Partidului Național Liberal, pentru că Partidul Național Liberal, cu toate că a avut un acord politic care părea foarte serios în 2012 cu Partidul Social Democrat, în 2014 a fost în așa fel măturat de la putere, încât și astăzi mi se pare că a fost o chestiune complet neonorabilă ceea ce a făcut Ponta la acea dată cu Dragnea. De aceea nu cred că din punct de vedere al membrilor Partidului Național Liberal și din punct de vedere al celor din cadrul PSD și celor din jurul nostru mai putem vorbi de o asemenea variantă. Cred că în 2014 și chiar 2016 și ulterior, cred că posibilitatea negocierilor între noi este destul de redusă în a mai alcătui o asemenea coaliție. Noi vorbim acum de guverne de Uniune Națională, nu mai este cazul, pentru că un guvern de Uniune Națională ar fi trebuit să intervină, să zicem, în martie cel mult, când lucrurile erau începutul pandemiei, când aveam niște probleme legate de componența în Parlament și de toate celelalte. Cred că alegerile din 6 decembrie au făcut în așa fel încât ideea unui guvern de Uniune Națională să nu mai subziste la această oră, și să ne îndreptăm spre această variantă de dreapta. Altfel nu mai putem să mergem, pentru că am merge cu lucrurile foarte încurcate, sunt diferențe enorme de doctrină, de ceea ce am susținut în campanii, de ceea ce am spus în ultima vreme. Partidul Social Democrat dorește un tip de variantă de stat, Partidul Național Liberal este pe o altă idee. Cred că lucrurile s-au conturat în această perioadă. M-am uitat și pe ceea ce am avut în campanii pe platformele celorlalte partide. Diferența între noi, UDMR, vorbind de punct de vedere economic, USR, este minimă, deci lucrurile se pot armoniza. Se pot găsi puncte comune foarte ușor. Probabil.
cu cealaltă direcție este mai greu. Acum suntem la partea de să vedem cum armonizăm și orgoliile. Partidul Național Liberal îl propune pe Florin Cîțu, actualmente ministru al finanțelor publice. PSD vine cu domnul Rafila. USR ar vrea și ei un premier. Cum vedeți dumneavoastră această luptă, să spunem acum? Păi, hai să o luăm pe rând. Deci dacă PSD-ul vrea pe domnul Rafila, înseamnă, crede că această pandemie va ține 4 ani. Nu ține 4 ani. Sper de ce că spuneți punem... acest lucru? Că păi pentru că punem un epidemiolog. Păi punem un, punem un epidemiolog în funcție de prim-ministru, da? Problemele României sunt acum sunt cu această pandemie, dar acest lucru până iunie se vor calma. Dar noi în toată perioada asta avem nevoie de un guvern care să trateze partea a doua probleme, partea economică, pentru că problemele economice vor fi cele mai apăsătoare în următoarea perioadă. În ceea ce privește USR-ul, cred că vrea să facă concurență PNL-ului și aici e o chestiune care cred că o vom rezolva până la urmă. Aici intervine o mare semn de întrebare. Problemă, de ce e o problemă care vine din propriul partid, pentru că domnul Barna are ceva probleme în propriul partid și atunci toată lumea încearcă să-și rezolve o problemă. Adică dacă aș fi prim-ministru, sigur aș scăpa de o anumită problemă. Dacă aș fi președintele Camerei, aș scăpa de o anumită problemă. În fine, lucrurile astea se vor negocia săptămâna care urmează și se va găsi o soluție rezonabilă pentru toată lumea ca să închidem această poveste. În ceea ce privește premierul Partidului Național Liberal, despre domnul Cîțu, propunerea partidului, despre domnul Cîțu s-a discutat destul de mult în ultima perioadă și în ultimul an. Domnul Cîțu este, din punct de vedere al doctrinei economice, un pic mai fundamentalist, mai este de dreapta, așa, și ceea ce a supărat rău pe ăștia de stânga, care au spus că nu, el nu este stare să facă bugetul, dacă vă aduceți aminte. A făcut și bugetul, a adus și țara, a și plătit toți banii care trebuiau plătiți, deci nu este unul dintre oamenii care... Au o anumită poziție mai dură și constant mai dură cu ceea ce privește partea stângă și mai ales PSD-ul. E clar că a fost contestat în această perioadă, v-am spus. Pentru Bine, tipul... Cred că oricine ar fi fost propus ar fi fost contestat. Nu asta. Domnul Cîțu a fost contestat mai mult decât ceilalți pentru că era ministru de finanțe și pentru că miniștrii de finanțe nu sunt iubiți în nicio țară, ca să ne înțelegem. Dar este unul dintre bunii tehnicieni ai acestei țări și știe foarte bine meseria de economist așa. Și e un om care are o anumită viziune cu privire la dezvoltarea României în următorii ani. Poate că până la urmă un om cu principii ferme și mai dure în domeniul ăsta în care își dorește o disciplină financiară accentuată ne va ajuta să ne găsim calea în următorii ani. Pentru că trebuie să vă spun un lucru. Acum partea de vaccin se va rezolva. Dar noi trebuie să punem în aplicare pactul de reziliență și redresare. Ca să punem pactul ăsta, avem nevoie de un guvern foarte competent și de un prim-ministru cu știință de carte. Adică un om care să vrea să facă și să-l pună în aplicare. Ce se spune? Că noi tot nu urmărim decât cu obsesie tot ce se întâmplă în interior, dar în exterior nu. Că s-a ajuns la un acord cu privire la acest pact, că acest pact va intra în vigoare și că se va începe reconstrucția economiilor europene. Economia românească este o economie europeană și are foarte mare interdependență de economiile europene. 70% din ceea ce producem și exportăm în țările Uniunii Europene. Deci, din acest moment, noi trebuie să ne urmăm foarte clar țintele. Da? Ținta noastră este să reconstruim această economie, să vedem pe ce direcții, cum și cum finanțăm aceste lucruri. De aceea este foarte important ca la această oră să ai în fruntea Guvernului României un specialist în economie. Un om care să știe exact care sunt pericolele și care sunt direcțiile în care trebuie să îndrepți economia în următorii ani, că tot vorbeam mereu de celebrii 80 de miliarde de euro.
Dacă tot vorbim de ei, trebuie să te duci cu precizie, pentru că dacă din nou o lăsăm la mâna amatorilor, așa cum am mai lăsat-o, din nou o să ne trezim peste 4 ani că n-am făcut altceva decât să fim iar în coada tuturor clasamentelor, inclusiv la atragerea acestor fonduri din pactul de reziliență și de... pe care îl avem semnat și cu care trebuie să începem să-l punem în aplicare începând cu luna aprilie. Practic, la baza acestei propuneri ca domnul Florin Câțu să devină premierul României au stat la baza aceste performanțe, să le spunem, pe care dumnealui le-a avut de-a lungul carierei sale, în ceea ce privește poate și gestionarea, iată, și a Ministerului Finanțelor Publice, un minister deloc ușor, trebuie să recunoaștem acest lucru. Ăsta a fost, cred că, după Sănătate, cel mai greu minister. Și mai ales că și înainte de a veni această propunere au mai fost vehiculate și alte nume din partea Partidului Național Liberal. Vorbesc aici despre hunedoreanul europarlamentar Siegfried Mureșan. La un moment dat s-a zvonit și faptul că fostul primar al Oradei, domnul Ilie Bolojan, ar putea fi acolo pe listă propunerilor pentru premierul României. Iată că până la urmă Florin Câțu a fost varianta cea mai... bună, să spunem, sau varianta agreată de liberali. Da, până la urmă nu s-a preferat, să zic, cel mai popular și cel mai... Dacă este să privim doar pe cei personaj. Trei, Florin Câțu este cel mai puțin popular. Cel mai puțin popular dintre cei trei. Problema a fost în felul următor. Este o problemă de aplicare a acestor programe și de consecvență și de un anumit mod de a fi în această etapă. Trebuie impuse anumite măsuri și unele dintre ele nu sunt foarte populare. Vorbesc în primul rând că tot ceea ce am greșit în anii ăștia a fost legat de faptul că am lăsat la aprecierea unora și altora cum să se întâmple lucrurile prin economie. Va trebui să vină cineva care să pună ordine în economie, ordine în finanțele statului. Va trebui să spună ce-i cu administrația, câți bani cheltuim, câți bani mai avem de cheltuit și unde trebuie să ne îndreptăm. Pentru că este obligatoriu ca în următorii ani să începem să atragem acești bani și să punem economia la punct. Pentru că, uitați-vă, suntem în situația în care dacă o ținem așa, o să ne împrumutăm din ce în ce mai mult și nu o să avem din ce să... iar din punct de vedere al pieței interne nu vom mai putea să ne descurcăm. De aceea ai nevoie la un moment dat și de un om, sau ai nevoie de un om care să fie mult mai ferm în ceea ce privește administrarea acestei țări. Bun, și până la urmă și această mult hulită Uniune Europeană, fără banii aceștia, la fel ca și într-o familie, dacă nu reușești să-ți faci un împrumut pentru a-ți achiziționa o casă, este aproape imposibil să îți cumperi o locuință cu banii jos. La fel dar și nu înțeleg cine, de ce hulim noi Uniunea Europeană. Aici cred că știți prea bine. Sunt destul de mulți care își doresc nici măcar să nu mai fim în Uniunea Europeană. Doamne ferește! Deci din punct de vedere... Asta e realitatea, nu o spun eu. Sunt oameni care spun acest sigur, lucru. Sigur, dar vă spun un sigur lucru. Fără Uniunea Europeană am fi fost mult, mult, mult în urma tuturor. Oricum suntem destul de în urmă față de alte state care au reușit să aibă un start foarte bun. Suntem, dar nu trebuie să accentuăm acest sentiment. Trebuie să spunem un lucru. Uniunea Europeană s-a dovedit solidară cu noi în acest moment, începând de la vaccin până la acest plan de reziliență în care ne asigură că vom sau ne ajută să ne repunem economia pe picioare. Să începem să repornim motoarele în așa fel încât să începem să ne descurcăm în următorii ani. Iar faptul că avem un parcurs până în 2028, că mai suntem și în acest program de N+3, adică că putem să ne recuperăm și banii pe care nu i-am cheltuit în perioada 2014-2020, cred că Uniunea Europeană este extrem de generoasă cu noi și a fost extrem de generoasă și în multe, multe alte negocieri, acordându-ne fel de facilități. Trebuie să vă spun un lucru, că agricultorii români sunt siguri care mai primesc subvenții directe de la Uniunea Europeană, în timp ce restul se fac aranjamente pe alte scheme. Deci noi încă suntem beneficiari de acestor fonduri europene și în agricultură, de exemplu, unde ne-au dat 20 ceva de miliarde de euro în următorii ani. Unde, din nou, e o mare gură de aer. O gură mare de aer, o mare gură de aer.
Gândiți-vă că am plătit în avans la fermier, de exemplu, subvențiile, tot așa, tot pe o anumită negociere care s-a purtat cu Uniunea Europeană. În acest scenariu în care domnul Florin Câțu ar deveni premier al României, la Ministerul Finanțelor Publice se vehiculează din nou un nume, un hunedorean, deputat încă în funcție din partea Partidului Național Liberal, și mă refer aici la domnul Lucian Heiuș. Cum vedeți dumneavoastră această propunere? Credeți că se va concretiza? Trebuie să spunem... Deși din nou și acesta este un minister destul de râvnit și de celelalte formațiuni trebuie politice, să spunem, chiar dacă este unul extrem de greu. Trebuie să spunem un lucru despre Lucian Heiuș. A fost președintele filialei județene a Partidului Național Liberal, un om de excepție, un om cu studii, un om cu experiență, un om cu multe, multe calități. Profesionist în domeniul și în care a activat un foarte bun viață. Un foarte bun profesionist. Și de pe noi, unedorenii și cei din Partidul Național Liberal, ne-am mândrit foarte mult cu această, haideți să-i spunem, desemnare de a fi și de a ocupa acest onoran fotoliu de ministru al finanțelor. Trebuie să vă spun că noi ținem pumnii și că suntem alături de dânsul. Numai că, din punct de vedere al tuturor negocierilor de zilele astea, observați, dacă l-aș ieși prim-ministru, fotoliul de la finanțe poate să revină altui partid. Așa este o negociere. Eu sunt sigur că Lucian Heiuș va găsi, dacă nu va fi să fie acest minister al finanțelor, va găsi o altă soluție, pentru că este mare păcat, mai ales că nu avem atâția oameni în acest județ și în această țară de calibrul lui, un om cu foarte, foarte mult, un om de un foarte mare profesionalism, în primul rând. Nu, un om cu un profesionalism și de o onestitate deosebită. Deci trebuie să spunem un lucru, că faptul că n-am mai ajuns deputat e o pierdere pentru județul Hunedoara, pentru că a fost unul dintre oamenii care s-au luptat teribil de mult pentru acest județ în acești 4 ani. Foarte puțini oameni știu cât de mult și-a dorit Lucian Heiuș să realizeze și ca acest județ să progreseze. Da, eu cred că își va găsi, cum spunea și dumneavoastră, își va găsi locul și va continua în activitatea pe care, așa cum spuneam mai devreme, o desfășoară de zeci de ani, cred că. Nu am discutat despre marii pierzători, să spunem așa, ai alegerilor, și aici mă refer Pro-România ALDE. Ei au fuzionat, cred că imediat înainte de alegeri. Nu, cred că și acum sunt în fuziune. Sau și acum. Adică, nu știu, cred că nu există o hotărâre a tribunalului în acest sens. Au obținut scoruri foarte mici. Cred că nici ei nu s-au așteptat să obțină asemenea scoruri, nici la nivel de județ, nici la nivel central. Ponta și Tăriceanu au fost purtate destul de multe discuții. Unii cred că vor alege să se retragă. Rămâne de văzut că acum și în politică multe se spun, dar nu întotdeauna se și fac. Cum vedeți dumneavoastră acest... pe acești pierzători, să le spunem mai, acestor alegeri? Pentru că până la urmă au pierdut, nici ei nu s-au așteptat să obțină un astfel de scor. Ajunsese să fie previzibilă această chestiune. În primul rând, dacă ne-am uitat, au fost acele genuri de scandaluri premergătoare în campanie și chiar în campanie, la anumite posturi de televiziune în care au fost dezvăluite. Niciodată nu-ți face bine, mai ales în campanie, un asemenea tip de publicitate negativă. Acele scandaluri legate atât de Ponta cât și legate de Tăriceanu. Asta a fost unul. Doi, nimeni n-a înțeles cum Tăriceanu, care era adevăratul liberal și asta, se unește cu adevăratul socialist Ponta. Credeți că de aici a început practic? Păi a fost startul, dar electoratul, cel puțin și electoratul, era unul de stânga și unul de dreapta. Adică Tăriceanu ne-a spus că este mai la dreapta decât Partidul Național Liberal și că acolo sunt adevărații liberali.
Iar Ponta i-a spus, l-a spus Dragnea celorlalți că este mai de stânga decât cei care sunt sau deci, adevărați social-democrați. Și dintr-o dată te trezești într-o campanie că ea cu cei mai de dreapta, cu cei mai de stânga se unesc să facă un partid. Asta a derutat foarte mult electoratul. Foarte mulți oameni n-au înțeles. Și atunci s-a întâmplat un lucru pe care eu l-am trăit când, în momentul când s-a unit PNL-ul cu PDL-ul atunci, prin 2014, în 2016 erau exact aceste dispute. Că ei ar fi de stânga, că ea mai de dreapta. Deci au durat câțiva ani buni până s-au armonizat lucrurile în interiorul Partidului Național Liberal, până am înțeles care au rămas liberali, că au plecat și unii de la liberali și unii de la PDL, și până la urmă am ajuns la acest Partid Național Liberal, la această formulă. Această chestiune s-a întâmplat și aici. Durează o foarte multă vreme ca lumea să înțeleagă de ce eu, care sunt votantul ALDE, și niciodată nu mi-a plăcut de stânga lui Ponta. De aia mi s-a spus că-s mai la dreapta decât chiar decât liberalii. Deci credeți că de aici până la urmă, acest tip de asemenea, aceste mesaje distonante, faptul că un electorat n-a înțeles niciodată care este, pentru că nu poți să precizezi un mesaj și nu poți să te duci pe o linie clară în momentul când vii cu două partide. Trebuie mereu să mergi pe o chestiune amestecată. Iar când mergi pe o chestiune amestecată, electoratul își dă seama. Nu poți să păcălești la nesfârșit să spui că sunt de stânga, dar eu mă sunt de dreapta, eu de dreapta, dar sunt de stânga. Deși nu. Dacă este să ne raportăm la ce s-a întâmplat în județul Hunedoara, la nivelul Consiliului Județean Hunedoara, la alegerile locale Pro-România a obținut undeva la, cred că peste 15.000 de voturi, ceea ce 17.000, cred 17.000, da. Iată, ceea ce nu este deloc puțin, pe când în aceste alegeri parlamentare lucrurile s-au schimbat radical. Nu seamănă localele cu parlamentarele și am văzut și acum. Nu seamănă, de ce? Pentru că la locale a fost vorba de oameni, de primari, de zone, de influențe, de toate celelalte, de consilieri județeni, consilieri locali de cetățeni. Și care adunau voturi. În momentul în care ajungi la alegerile generale, că m-am uitat și anul ăsta, ajungi pe o chestie de să discuți în general despre ceva în care primari, consilieri locali și tot celălalt nu mai sunt atât de bine angrenați în a-și obține voturile, că nu mai interesează că le-au obținut și a ajuns consilier, își urmează calea, n-a ajuns, zice, nu mă interesează. Și atunci discuțiile nu sunt aceleași. Noi credem mereu că putem, având primarie sau consilierii, putem mobiliza și obține la generale același număr de voturi. Vreau să vă spun că nu este adevărat. Lumea despre parlamentare au alte și alte așteptări, sunt cu alte și cu alți oameni în viziunea lor care urmează să fie aleși. De aceea AUR-ul, care n-avea, a venit cu o idee clară, fixă și dusă până la capăt, da? Exact, care a fost susținută de foarte mulți oameni. I-au susținut și-au găsit nișa, acel 8-9%, 10%, au găsit această nișă și au mers pe ea. Nu pot să mă... De asta v-am spus că, când m-ați întrebat despre Pro-România. Nu poți să mergi cu o idee încurcată, o idee între doi mari lideri, cu fiecare, cu tipul lui, cu influențele lui, cu toate celelalte. Ideea este foarte simplă, aici trebuie să mergi unitar. De asta mereu câștigă alegerile PNL, PSD, toți când se câștigă, pentru că este vorba de unitate atât în partid cât și într-o anumită idee. Da, o să fie o săptămână destul de interesantă cu aceste negocieri, care nu sunt de speriat, cum spuneați dumneavoastră puțin mai devreme în cadrul emisiunii. Doamne, face parte din democrație și e bine că sunt negocieri. Până la urmă, dacă nu ar fi, ar fi mai periculos, da, probabil să dacă, nu fie. Dacă astăzi clarifică, dacă acum se clarifică aceste lucruri, în viitor nu putem merge mai ușor. Dacă nu le clarificăm de la început, va fi mai greu de funcționat. Pentru că funcționează într-o coaliție. Până la urmă, victoria este a compromisului aici. Am început emisiunea așa în forță încât am și uitat să vă felicit și oficial pentru că ați obținut acest post de senator în Parlamentul României. Este pentru prima dată când
intrați în Parlamentul României așa, obținând această funcție. Și dumneavoastră și doamna Vetuța Stănescu și doamna Lucica Munteanu și de doamna la Lucica Munteanu, exact, pentru prima dată în Parlamentul României. Da. Este o provocare sau suntem, cum priviți dumneavoastră, mai ales că așa cum am discutat și în alte emisiuni și și astăzi, o să vină niște ani foarte dificili. Acum suntem ca la clasa întâia, de-abia așteptăm chiar și pregătitoarea, să... Nu, clasa întâia, de-abia așteptăm să o cunoaște și noi pe doamna, cine o fi doamna, adică Parlamentul, Camera sau Senatul, și să vedem cum vom funcționa. Este vorba despre discuțiile din ce comisii facem parte, este vorba în prima parte despre această parte de organizarea Senatului, după care urmează audierile din comisii. Sunt, e o perioadă destul de agitată, dar trebuie să vă spun un lucru, că în această perioadă vom vedea și cum vom funcționa, pentru că va trebui organizată partea de teritoriu, cabinete și toate celelalte, și este vorba despre această pandemie. Lucrăm la București, lucrăm aici. Veți merge probabil pe același sistem ca și școlarii, în sistem online. Da, în sistem online. Atât deci, cât se poate. Deocamdată, așa zisă, viața de parlamentare este destul de redusă și va fi legat ca la 15 septembrie, de prima zi, că de a doua zi nu știu cum vom funcționa și cum vom merge. În orice caz, noi avem o mare responsabilitate și... O spun și trebuie să o spun pentru județul Hunedoara. Avem niște probleme fundamental de rezolvat, fundamental în sensul că trebuie să atacate la această oră direct, de rezolvat. Deci ce trebuie să punem în primul rând în valoare aici? Potențialul nostru, și trebuie să începem să dezvoltăm partea economică și să încercăm să o clarificăm la ce mai avem, cum mergem și cum vom merge. Noi va trebui să facem un lobby extraordinar în perioada următoare pentru județul Hunedoara. Indiferent cât m-au mai înjurat unii prin campanie, cât au spus că demagogie și alte chestiuni, o spun în continuare. În perioada următoare voi urmări cu mare consecvență promovarea județului Hunedoara. Îi voi antrena și pe colegii mei și împreună trebuie să găsim soluții. Am ajuns la fundul sacului, sunt lucruri care s-au terminat, da? Deci sunt lucruri pe care vezi zilnic, ajuns către faliment. Deci nu putem asista la această chestiune și fără să luăm măsuri și fără să contribuim. De aceea vom avea discuții, voi discuta cu media, cu dumneavoastră, cu societatea, cu toată lumea, care sunt soluțiile noastre de ieșire din criză. Am ajuns pe locul 35 la nivel de trai în România. Nu este un lucru de mândrie, iar acum trebuie să ne calmăm și să ne apucăm de treabă. Trebuie să găsim soluții, pentru că soluții sunt pentru județul Hunedoara, dar trebuie să ne aplecăm către ele. De aia le-am spus, da, vom merge, vom vota legi pentru țară și toate celelalte, dar în subsidiar va trebui să mergem să ne luptăm pentru județul Hunedoara. Așa, trebuie să-și revină să și să redevină ceea ce a fost odată. Și trebuie să fiți și acel punct de legătură între primarii din județul Hunedoara, cei care cu siguranță vă vor înroși linia telefonului, dar vă vor bate cu siguranță și la ușile de la București sau din teritoriu, pentru că veți avea și aici cabinet, cum spuneați mai devreme, și cu siguranță vor veni și ei cu solicitări pentru modificarea unor legi, cine știe, pentru că sunt și am mai discutat și cu primarii de-a lungul timpului, își doresc foarte mult anumite schimbări și în legea aceasta administrației publice, pentru că sunt destul de multe lacune care îi încurcă. Va trebui să vedem două lucruri. Unu, ceea ce înseamnă acest guvern și program de guvernare și toate celelalte, ca să știm cum luăm lucrurile. Da, codul administrativ, tot ceea ce înseamnă sistemul de administrație din România este pus în discuție la această oră. Vreau să vă spun că este o grămadă de primari care nu mai sunt de acord cu organizarea teritorială, cu partea de, să zic, de administrație publică locală, modul la număr, salarizări, toate celelalte. Deci s-au adunat, să zic așa, de ani buni,
o grămadă de probleme pe care le-am lăsat și le-am ascuns sub această chestiune. Lasă că mai dăm ceva, dar numai să nu avem nicio grijă și nicio problemă. Dar iată că nu mai putem să mergem în continuare. Dezvoltarea localităților este prioritară în acest moment. Avem să nu mai vedem acele stadioane în pantă sau stadioane unde... Nu e problema. Nu trebuie să mai pierdem proiecte cum sunt proiectele pe apă și canal, proiectele pe gaz și toate celelalte. Deci sunt probleme de modernizare a infrastructurii și de dezvoltare. Foarte pe scurt, pentru că sunt curioasă și sunt convinsă că și telespectatorii noștri sunt curioși, ce veți pune pe tapet așa în primele zile când veți intra în pâine în Senatul României? Trebuie să înțelegem un lucru. Lucrurile nu trebuie grăbite la modul ăsta, așa cum negocierile nu trebuie terminate într-o zi, nici eu nu trebuie să mă duc de a doua zi și să încep să spun că voi putea să fac. În primul rând, este o perioadă de o lună, două, de învățare, în care trebuie să intrăm, să vedem procedurile și toate celelalte și după această perioadă, în funcție de discuțiile pe care le am în teritoriu, voi începe cu prioritățile. Dar v-am spus, totul este legat de să vedem în primul rând de programul guvernamental. Eu nu pot să spun acum, mâine mă duc și voi face. Nu, primul lucru care se va vota va fi bugetul de stat al României, că e normal să încep cu bugetul de stat al României. În bugetul de stat al României am câteva lucruri pe care eu le consider prioritare pentru județul Hunedoara. O prima mare problemă este legată de barajul de la Mihăileni, în care va trebui să asigurăm sumele ca să putem lucra pentru 2021, de exemplu. Deci am câteva chestiuni legate în prima fază de buget, de finanțări din județul Hunedoara, după care urmează să discutăm despre lucrurile pe care le-am promis în campanie și despre care am discutat. Cu lemnele de foc, cu toate celelalte lucruri, cu partea de administrație, deci toate celelalte, tot ceea ce am discutat în campanie și de care mă voi ține, pentru că, în mod normal, e programul meu, e programul Partidului Național Liberal și cred că este direcția corectă în care trebuie să mergem. Mai aveți doar câteva zile și veți depune și jurământul. O zi probabil emoționantă. Da, în mod normal. În mod normal te emoționează orice moment, dar după atâția ani emoțiile sunteți de genul ăsta. Sunteți tăbăcit din toate punctele de vedere, nu? Am avut o perioadă de depuneri de jurăminte și de demisie încât am intrat într-o anumită așa, într-o anumită stare încât cunosc aceste lucruri și nu... Dar în orice caz, e o zi emoționantă și o zi în care te întâlnești cu colegii de școală. Așa cum spuneați mai devreme, nu? Cu doamna învățătoare, da, să așteptați, da, să vedeți, da, ce urmează. Da. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați fost astăzi alături de noi. Vă felicităm încă o dată pentru că ați reușit ceea ce v-ați propus, practic, pentru că asta v-ați dorit să ajungeți să ocupați o funcție de senator. Și vă dorim mult succes și să nu uitați de Hunedoreni, nicio clipă. Mulțumesc mult de tot încă o dată. N-am uitat că sunt aici, sunt acasă, plec, v-am spus, rămân acasă, iar din punctul meu de vedere trebuie să vă spun un lucru clar și până la capăt și să se înțeleagă. Activitatea mea parlamentară va fi legată în proporție de 90% de județul Hunedoara. Ce mă va interesa este ca lucrurile să se desfășoare aici. În aceste momente, Hunedoara are nevoie mai mult de noi parlamentari de Hunedoara decât are țara. De aceea trebuie, în mod normal, ca noi să venim și să încercăm din răsputeri să rezolvăm aici problemele. Și asta voi face timp de 4 ani. Indiferent cui îi place, cui nu-i place, o să spună mulți că mă amestec, că am și văzut că sunt unii agitați, dar voi face acest lucru pentru județul Hunedoara. Prea mult am plecat și prea puțin ne-am mai întors către județ. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. Mult succes vă dorim. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că v-ați uitat și astăzi la noi. Să aveți o după masă frumoasă. La revedere!